Am stat la Blasova 24 de ore. Ia uite cum nădesc oamenii acolo cu sacul. Parcă totuși nu am găsit așa ceva. Au evadat carașii. Bravo! Ce tu aici, uite. Ce e acolo, Monica? Ia să vedem. Iartele! Ia zi, mamă! Ia zi, tata! Ce faci acolo? Uite, încerc să arunc și eu cu năluca asta înapoi. Dar la vântul ăsta... Nu te-a reușit, e? Deci avem și un naufragiat pe standul nostru. S-a dus să nădească, ne nădește nouă pe stand. Și iată ne instalați în prima seară pe Blasova. Ce cort avem stâlcit. Avem de gând să facem de veche în seara asta, nu dormim, soțul e undeva pe acolo la întuneric. Mașina e aici și rămânem în noaptea asta aici și mâine plecăm la Dunăre. Aici nicio trăsătură, e moartă treaba la noi. Oamenii nădesc cu barca undeva mal opus. E altă lege aici. Noi am încercat din mână. Am nădit cu spombu, cu cobra și n-avem nicio trăsătură. Am păcat și două fidere aici, nici măcar la fider n-a tras. Nici măcar un caras. Ceva. Nimic. Dezamăgire totală. Asta e. Se mai întâmplă și de-astea. Și iată că a venit momentul să plecăm. Abia am sosit și plecăm. Am stat la Blasova 24 de ore. N-am avut nicio trăsătură. De data asta ne-a lipsit răbdarea. Nu, n-am vrut să... Ia uite cum nădesc oamenii acolo cu sacul. Un sac nădesc, sac de porumb.
dacă vedeți. Deci pur și simplu dau cu sacul. Nu știu ce pescuit e ăsta. Acum aruncă și cu mâna. Da, nu, asta ar fi problema. Problema a fost condițiile acestei bălți. Este ceva de nedescris. Noi mergem pe locuri sălbatice și parcă totuși nu am găsit așa ceva. Deci pe aici, peste tot, sunt excremente umane și mizerii lăsate de pescari. Administrația ne-a spus că ne strângem gunoiul și îl lăsăm la stradă, sus, și îi vin dimineața și îl ia. Dar totuși mi se pare că nu acordă interes acestei bolți administrația. Ar trebui să ia măsuri. Bun, nu fac curățenie, dar măcar nu știu, deci chiar nu știu ce să zic, nu știu, sunt șocată. Noi suntem șocați de aceste condiții. Uitați-vă ce-i pe aici. Deci oricât de mult ți-ai dori să rămâi și să ai răbdare să prinzi un pește aici, nu te lasă privirea. Nu te lasă mediul înconjurător. Deci aici nu mai zic, aici e veceu public, nu știu ce să-i zic. Habar n-am, deci e ceva îngrozitor. Deci uitați-vă ce e aici, ia uite. Oamenii vin, își fac nevoile aici și asta e, ce dacă. Nu au nici veceuri, un singur veceu am văzut ecologic, dar nu te poți apropia de el, de alte mizerii care îl înconjoară. Ce să vă zic, păcat de această locație, este superbă. Zona este superbă. Munții Măcinului ne zâmbesc de dimineață până seara aici. Soarele la fel, am avut o vreme superbă. Numai că nu știu, nu putem să trecem peste chestia asta. Am înțeles, pe sălbatic, da, asta e, da. Bine, nici acolo nu înțelegem. Dar, nu știu, undeva unde este administrat, mi se pare strigător la cer. Taxa a fost 120 de lei, s-a mărit. Era 80 de lei acum 2 săptămâni, acum a venit cu 120 de lei. Cei care colectează taxa vin pur și simplu la unde-i soțul meu acolo și claxonează, deci trebuie să te duci tu să plătești acolo, nu știu. Ceva așa foarte ieșit din comun. Poate suntem noi prea pretențioși, abar n-am. Dar, din păcate, asta este situația aici la Blasova, să nu vă așteptați la condiții. Trebuie să suportați mizeriile altora ca să vă bucurați de pescuit. Ia uite. Acum plecăm la... Aici a lăsat cineva gunoiul, probabil, și n-au venit să-l ia. Ieri au fost cu taxa, nu l-au luat. Și au venit animalele și l-au desfăcut. Drumul este foarte bun, e ok. Sunt foarte mulți pescari. Am vorbit ieri cu ei și te-a lăsat și soțul. Asta e gunoiul nostru. Mulți dintre ei n-au prins. Spunea că acum o săptămână s-a prins bine. În sfârșit, părerile sunt împărțite. Oamenii, unii sunt mulțumiți, alții nu. Depinde de pescar. Noi nu am avut răbdare să așteptăm să vină un pește. Noi n-am luat barcă, am nădit pur și simplu din mână cu spombul și am încercat să chemăm peștele la noi, bineînțeles că n-a venit.
E destul de greu, probabil, să-l aduci aici, dacă oamenii nădesc în mal opus. Toți vecinii noștri au nădit în mal opus, noi nu. Dar nici ei n-au prins. Probabil că o să prindă în zilele următoare. Așa că ne îndreptăm către Dunăre și măcar acolo ne distrăm la albitură măcar. Aici nici la feeder n-am vrut. Absolut nimic, nicio trăsătură. Așa că, dragi pescari, veniți la Blasova, dar înarmați-vă cu multă înțelegere. Pentru că trebuie să aveți înțelegere sau... Nu știu. Deci chiar nu știu ce să mai zic. Înarmați-vă cu, nu știu, cu răbdare și... cu indiferență. Hai să mergem mai departe. Astăzi vine și Monique, prietena mea de la Constanța. Ne întâlnim la Dunăre și măcar acolo poate ne simțim și noi bine. V-am pupat. Mai departe. Am ajuns la noul loc de pescuit. Ia uite, ne-am instalat. Am avut și primele capturi, soțul niște obleți și eu un gubide. Vecinii noștri au luat un șalău, avem niște vecini aici, stau de 2 săptămâni. De când a început să scadă apa, n-au mai prins pește. La început, când au venit în primele 2 zile, au prins crap foarte bine, dar acum se pare că nu mai vrea de când a scăzut apa. Cam așa este intrarea noastră la apă. O să vă arăt și malul. Și acum o așteptăm și pe Monica, pentru că vine și ea cu prietenul ei, Cosmin, și cu încă un prieten de-al lor. Deci o să fim în gașcă mare. Foarte frumos aici. Dar am mai fost la Țăcău anul trecut. De fapt și anul ăsta cu familia Ilie în ianuarie și anul trecut... tot așa în septembrie, dar am stat mai în față. Dacă vreți, puteți să vizionați videoclipul nostru, este pe YouTube, cu pescuit la Dunăre, să vedeți ce capturi am avut. Am avut niște zile superbe și atunci. Ia uite-o pe Monica! Ia uite-o! Uite acolo! Uite acolo! Da, da, pe iarbă! Am dat pentru oblete. Bun și ăsta! Haide să mai prindem oblete. Vin oile alea. Vină? Da. Unde-s viermii, amălic? Aici, i-am pus eu aici, la umbră. I-am băgat că stătea un soare. Dar bine, a venit soarele iar. Ba da! Bine, Ioana! Bravo! Da? Da! Bine! Superb! Super, a? Da, foarte frumos! Foarte frumos! Bravo! Captura! Și să intrăm în junglă! Ia să vedem ce fac pescarii noștri. Da,
uite pescărița noastră. Curcă oblete. Deci toată lumea cu obletele, nene. Rupem cu obletele. Deci obletele. Asta suntem obleți. Nu vrei să le mai schimbe apa, că mor cam toți. Nu e ta nimic. Direct. Unul singur, frate. Unul, dar ce crezi că pun în stupă? Ce faci, Monica? Îi pui în gropi? Da. Ca să poți să schimbi apa. Ți-am zis, pui în aia. Ei! Să nu-i mai deranjezi și pe aia de acolo, nu? Ia să vedem. Scapă vreo unul? Era să scape unul. Mai scapă, asta e. Mai scapă, mai scapă. Are și el șansa lui, nu? Eu am renunțat. Ia să vedem aici. Groapa cu obleți. Mai sunteți movii? Mă, dar sunt ceva obleți aici. Da. Un pom de obleți. Unii mai sunt vii, unii nu prea mai sunt. Alții se prefac. Mă, dar cât sunt? Ai ceva captura acum. Da? Obleței. Facem o prăjeală în seara asta. Păi da. Ia uite, nu ce. Acum, da. Ia să vedem. Aha. Nu știu, o plecăm mult în stângă. Eu dau nada aici și trebuie să aud pe acolo. Ia tacă și cineva pe aici. Ia tacă acolo. Da. Unde ți-o vom pasă așa? Da, aici, ca să pasă. Vezi să nu se verse. Sperăm că nu. Că s-a reprofilat toată lumea de la oblete. Rupem obletul în două. Dacă feeder-ul nu vrea nimic aici, decât obletele, se pare. Hai că ne-ai luat un șalău mai devreme. Am luat, da. Cea mai mare captură a fost a mea cu feeder. Hai că ai luat după aia. Ăla, ți-am zis eu, a bătut. A fost recordul bălții. Captura competiției. Am cerut extra cântar pentru el. Un plutește. Da. Prins, Lica? Am prins unul. Măcar am prins pește, nu e. Ai scăpat de gloamă, da. L-am zăpăcit. Monica? Vino aici și de. L-am zăpăcit, Cosmin. E pe ele. Vrei tu să dai? Da. Vino încă. Că le-am dat mâncare aici, ia uite. Ia, Monica. Hai, lasă că dau cu asta, Cosmin. Păi ia uite, ia uite acolo. Dacă o să intri puțin în apă? Nu intri în apă. Deloc? Deloc. Am și așa din apă să prind. Hai, mă, păi nu, că sunt aici. Păi speri, ei sunt acolo, exact. Hai, dă-mi cu. Poftim. Nu ne-am ales perioada bună să venim la Dunăre. Dar nici n-ai de unde să știi. Uite-l, Doamne, ce mare! Vrăjugos să stai ție puțin asta sau o să-l ia. Stai, încerca și să evadeze. Ia una. Bravo! Ce mic e, dar avea se vede și plin de normal. Deci invenția băieților. Pentru că n-avem pietre. Este ok. E, pietre ar fi fost dacă pe sub malul acela. Nu se ia momentan și un șalău. E bună. Nu, dar e bine. Ok. Avem aici domnul bucătar. Da, nu, e bine. Curăță oblete. Inventatorul de grătar, de suport de grătar. Ionel. Cu râmele, mulțumim, un simplu privitor. Da. Și Monica. Care e privitorul ăsta? Am avut participat de acolo. Da, a sunat. Și asta am făcut eu. Mamă, cum arată cărnița. Să rămână. Uite cât a rezistat. Ia să vedem, are Monica somn. A prins somn. Ia să-l vedem! A, nu îți face prea mare iluzii! Bă, dar a prins! Botei, nu-i somn! Ia uite-l! Mamă, săracu! Stai,
la naturalul. Dar uite iar ce camuflaj frumos are pe el. Mamă, frumos e chiar că. Ia. E că mă. Așa de bine. Da? Da. Ia uite, are ochii sticlesc. Aruncă-l opă să cazi din apă. Mola nu e agitat apă. Ce brăscuța? Uite ce frumos. A plecat. Ce frumos. Bravo, felicitări. Bravo, ai luat o moacă. Bă, luat-o și degeaba de mine. A doua zi de Dunăre. Nici o mișcare pe aici. Stagnează. Cotele Dunării stagnează. Niciun pește, nimic. Doar aseară somotei ăla și atât. Avem iar o mare captură la oblete. Și cam atât. Aseară am făcut o prăjeală de obleți, dar am uitat să... Vedem încă de tot. Am uitat, da, să filmez. Nici o trăsătură. Am încercat dimineața asta, sunt cu un feeder. Aici am mal, mai departe. Am pus viermuș, n-a vrut. Am pus râmă, n-a vrut. Am făcut carcalete, n-a vrut. Deci e ceva minunat la Dunăre. Se pare că de data asta n-am avut succes nici la Dunăre, nici la Blasova. Ceva se întâmplă. Toată lumea se plânge, s-au trezit toți pescarii dimineață. Scos ansetele, le-au aruncat din nou. Chiar vorbeau aici între ei, nu vrea, domne, nu vrea, nu vrea. Ceilalți din partea cealaltă la fel. Deci nu e că am face noi ceva greșit. Pur și simplu peștele nu vrea să tragă. Asta e. Speranța moare ultima. Dar în schimb Dunărea este superbă, superbă. Și peisaj, tot, totul e superb. A, și mai nou a început de aseară vântul. Și cred că așa o să ne țină toată ziua. După cum arată prognoza. O, ce bară s-a. Uite oblete aici, nene. A fost bună aia de-aseară, dar am uitat să filmăm. Da. Trebuie să-i filmăm în seara asta. Da. Peștele de bază de la Dunăre. Zici că mai avea un pui.
variantă. Mi-am pus metod de 200 de grame de la Vezar. Am luat lanseta de gram. Mulinetă de fir de 0,40. Mulinca a făcut rigul. Acum se ocupă de nadă. Trebuie să lansăm cât mai departe. Prin locutul. Să vedem ce prinde. Dacă prinde ceva. Că aici la mal n-am vrut deloc. Hai! Gata? Da! Cineu ăla unde e? Cine? Ăla, de pus pe stai. De la acolo. Așa. De ce e specialista? Eu o lansez. Uite, a mers. Nu am zis că nu merge, dar totuși mai pun puțin, mai completez aici. Da. Nu mi se pare suficient. S-a strâns bine. Da. Delicios! Nu punem aici, să nu ia vântul. Ia-mi! Ia prăjiturica asta! Când o fi? Acum se calibrează acest senzor. Am unde a dus-o, fii atentă! Deci ăla de 200, fii atentă unde a ajuns. Tot are burtă? Nu. Să sperăm acum că... nu le ia pe celelalte. Dar știi că s-ar putea așa să fac în continuu. Da. Că nu-i complicit. Dar n-am lăsat slab în caz că trage... A intrat în vârtejul ăla acolo. Tu e așa și aia greu la 200 de grame. Ce face fata? Experimentul nostru. Vedem ce ieși. Suntem datori de încercări, n-avem ce să facem. Normal. Deci așa grea și tot a plimbat, e. Fetești. Cred că poți să dai și cu 500 de grame. Și tot o ia. Bravo, tati! Bine! Foarte frumos. Ați trapăzat, nu? Nu te-a pus ia uite-o, mamă! Tarasicu! Prima captură de albitură, nu? Da. Foarte frumos acest peștișor. Mărime. Ia. Oh, câta carasunele! Wow! Bravo! Yay!
Ia să vedem, Monica, ce face. Ce montură faci, Monica, aici? Fac o montură pentru feeder pe bandă. Acum prindem banda, pe care o să punem niște cârlige de-astea, uite, așa mici, de la guru. Să vedem, facem special de viermoș ceva. Să vedem ce o să iasă. O să sperăm că eu să mai prind aici o dată, să fiu sigură. E ok. Și tremură caracudele, grav de tot. Vânt. Vedem. Ce a ieșit. Așa. E mai surplusul. Așa. Și asta, așa. Faci pe fir textil? Da. Am un fir textil ăsta e de 0,12. Să fie cât mai finuț. E bună asta, tare. Bătrânește-te. Așa, acum. Din spate băgăm, da? Și lași o distanță? Da. Cam așa, cred că. Sau dacă nu un pic tot mai mică, ca să fie agățătura mai, mai calmă. Cam așa. O să las. Și așa cum am atisă. E un pic greu aici, că bate și vântul. Da. E gata. Da? Da, mai trebuie să-i mai fac acolo și e gata. Hai să vedem, continuăm. Mai facem aici o bucliță. Fie rigul cât mai scurt, eu am rupt ca, ca neomul. Deci facem o buclă dublă. Încă o dată. Și încă o dată, iar trebuie să mai tragem un pic așa. Hai de mă. Mai greu, m-am obișnuit cu fluorocarbonul ăla. Asta parcă e prea moale. Am făcut și bucla. Și e gata. Montura noastră acum o tem. Așa. Vreau să văd când pui viermuși. Da, imediat pun și viermuși. Ia să vedem. Foarte frumos arată. Da. Ok. Tot așa. Dacă observi aici o tăietură, o vezi? A? A băgat dințișorii în mine. E sus.
Cărășelul? Mamă, ce caras, mișto! Mamă, ce cărășoi! Ce mare! Wow. Papanul! Da, tot un cărășoi imens! Banu. Da, da, mari. Patru caraj mari. Bună. Te faci și pe noi aici? Să nu le tăiem. Ia minciogul. Ia minciogul. Nu știu. Nu-i minciogul. Vă scos tot din nou. Nici eu nu-mi dau seama, mă, zic. Bravo, bărica! Tu totul, da? Ia mai dat cu alea. Alea de la Bucovina, nu? Nu știu de la ce sunt moana. Mă, dacă răsul... Mă, ce moare! Imediat scoți vă discu. Ce-i acolo, Monica? Ia să vedem. Câte de pui avem la grătar, doamne. Prindem bir somonul. Somon prindem noi, nu somn. Somon la asta. Ia. Acum lăsăm boțul aici. Acolo, da? Da, da. Super. Ia, pescarii noștri, ce fac aici? Dar ce-a socut? Eu văd că e la asta, pe... Mișcă, mișcă. Da. Ia uite, ia uite. Ia uite-o, ia uite-o. Ai pește aici. Era la ea acum. Da, a trebuit și noi de voi. E, na? Da, mă potolesc cu ziburile că noi... Ce-ai făcut? Ai pierdut ciburașca? Da, din prima. Prima aruncare. Îl ai? Cred că da. Ai agățat? Aha. Da. De aici și peștele? Nu știu dacă da. Dar n-ai mai agățat acolo? Sau ai mai dat acolo? S-a rupt. Băi, nu cred. S-a rupt struna, cârligul. Băi, nu cred, ce era pește. Pentru că a avut și agățătură. Era pește, nu? Era și pește. Hai. Ia zi, Monic, ce faci? Bine, uite, încerc să prind semnal. Că nu e pe aici. Suntem naufragiate. Uite, privește acolo ce lună superbă. Hai să le arătăm și la oameni. Băieții sunt jos
pescuiesc de zor, au prins până acum numai somotei. Și noi suntem sus la camping. Ce? Trage? Ia, haide să vedem. Trage la lansetă, haide. La lansetă. Ia, Monic, să vin după tine. Ce fel mergem noi pe aici, pe cărăruie? Au! Pădure pe cărare, măi, măi! Nu știu la care, n-am apres văd. Și m-a tras. Era să cadă. Zirgălii au cântat. Au lansetele, cum stau degeaba. Soțul tocmai a pierdut un șalău. Se aude ceva finuț pe aici. Era agățat în ceva, într-o ceată ceva. Lansetele mele mai trăiesc acolo, în partea aia? Cred că sunt moarte. Tu vezi că nici măcar... Da, uite, mai... acolo e lumină, de la vecinii noștri. Ce mai cât are omul? Nu e mai bună ca a mea. Nu, dar are până îmi bate dincolo. A mea e cea mai bună. Aici, pescarii noștri, la datorie. Uite. Niște vinuți de pelin. Ce faci? Pregătești ucigașa de caraș? Păi de nu! Dar de somn? De somn? Perfect! Acolo o să vină somnul. Acum. Aterizat. Dar ce liniște e. Nu ne deranjează nimeni. Chiar dacă avem vecini în stânga, în dreapta, nu face nimeni gălăgie. Ia uite câtă lume e pe malul Dunării. Dar avem mare noroc. Sunt oameni liniștiți. Ce se mai aud așa animalele sălbatice noaptele? Noaptea. Dar nici o mezeală de aia supărătoare nu e. Nu e, da. Zici că te face plașcă sau să da. Stai aici să înghezi, nu, nu e ok. Pomă, ce seară frumoasă, mult mai frumoasă ca ieri seară. A bătut vântul. Să nu e șoamăr. Da, ca să nu, să nu forțez pe ea, să o scot de aici. Să nu se arăgă. Da. Observați că faci bine treaba aia. Nu știu ce departe, da. Unde? La tine? Opa! Și-am găsit la tine la curte. Am împiedicat, vezi să nu te împiedici, Petre. Haide, mă! Demente, și noi am venit să filmăm. Uite, eu și filmam. N-a luat, mă, a căzut băiatul ăla peste undițe, mă. Am alunecat asta. Ai căzut din poate. Ia uite, mă, și noi, și noi am zis că ai prins pește. Iute! Dracine a lăsat peste ei! Mor aici! Eu am crezut că e
Du-te, mă, în pat, mă, nu mai stai să... Haide, du-te, du-te! Avem aici maestru bucătar. Curăță a doua rundă de obleți și urmează să-i prăjim pe toți. Deci în seara asta mâncăm chipsuri, da? Da. Și aici facem un mujdei de usturoi. Facem mujdei de usturoi printre cârlige, monturi. Ia uite, avem și un jig aici. Ia zi, Cosine, ce ai făcut tu cu, da, cu lanseul ăla așa, primul lanseu la spinning? Primul și ultim. Ce ai făcut tu cu ăla, cum zice, cu plumbul de ceburaș? L-ai lăsat aici la Dunăre? Și pe ăla îl pregătisem de pe masă să mai dau. Monic, tu ce ai prins azi? Eu? Da. Da, multă experiență. Să știi? Chiar, pe bune, deci da. te pune la încercare Dunărea asta, te pune să devii inventiv, nu mai știi ce să mai faci. Când vezi că nu trage peștele, te gândești, o fi aia, o fi aia elaltă. Hai să facem și de-aia, aia și de-aia elaltă. Astăzi cred că a făcut Monic peste 15 monturi, dacă nu mai bine. Am dat comun, da. Amândouă. E mai greu. Da, a fost frumos. Da. Am avut o zi superbă, iar acum luna este super plină, se uită la noi și noi la ea. De undeva sus, în copac. Hmm. Aici. Aha, da. Și compania frumoasă, plăcută, oameni dragi, face ca această ieșire să fie o reușită. Păi da, cea mai frumoasă. Când ne mai întâlnim noi cu zilele astea frumoase? Așa? La anul. La anul, din păcate, cred că. Da, mă, da. Să vedem, de fapt, poate mai ține, vă, prima toamna asta. Poate când avem noi individual va fi frumos. Să sperăm că da. Vă așteptăm. Astăzi s-a terminat și campionatul mondial feminin. Fetele noastre au făcut față cu brio la un concurs extrem, extrem de greu. Au avut de pescuit pe un lac sălbatic de acumulare din Franța. La o metodă mai puțin folosită la noi în România, pot spune chiar foarte puțin, zig rig, au pescuit cu riguri de 16 metri. Au reușit să ia locul 6 din 8, ceea ce este foarte bine, noi suntem foarte mândre de ele și ne închipuim cât de greu le-a fost acolo. Sunt convinsă că vor rămâne cu amintiri frumoase și unice, fetele noastre. Și pe care asta vrem să le pupăm. Mujdeiul, ia uite! Obețelul cu mujdei pe el. Mamă, mamă! Mamă, mamă! Mamă, mamă, ce-ai tu aici, uite! Mamă, ce bine arată! Captura zilei. Bucătarul, ți aude bucătarul din partea altă. Monic, tu nu papi? Nu. Obleți, nu. Shalou, alte de-astea, da. Obleți nu arată foarte bine, delicios, o să spun, dar nu. Pasă. Oase prea multe. Și eu asta am în meniu. Porumb copt. O bunătate iaută. Uite cum arată. Facem și un șalou prăjit. A treia zi de Dunăre. Capturile încă se lasă așteptate. Dar cea mai tare veste a fost cu carasul de dimineață, pentru care a reușit să evadeze. A scăpat.
foarte frumos afară. Azi noaptea a fost o vreme superbă, am stat până târziu, am făcut focul, am mâncat obleți, am stat la povești. Foarte frumos, foarte frumos, la Dunăre și în natură, în mod special. Unii dintre ei s-au trezit, alții încă mai dorm, alții prin pește și alții gătesc pește. Scuzați deranjul, dar așa arată bucătăria noastră, improvizată. Și să ne bem și cafeluța. Foarte frumos. Eu nu pun mâna pe ea. Mal! Toate se duc în un video. A ieșit singur, șarpele. Intrase mincioc. Prietenii noștri la Constanța pleacă și noi mai rămânem o zi. Mi-a părut bine că ați fost cu noi aici. Da, da. Ne-a părut rău că n-a fost pește. Lună plină. Lună plină. Da-s-te-mi. Și a fugit și peștele la puțin care l-aveam. Mai patru cale și am plecat și eu. Ce să-i faci? Ala a fost norocul lor. Drum bun, v-a pupat.
E sus pe face drill-ul de sus. Uite! Da, da! Mamă, cât a crapu! Ia uite, tati, ia uite, ștuca de Dunăre! Bravo, mami, bravo! Wow. La ce-i mami? Ia uite, la spinning, la peștișori viu! Zicea un prieten de-al nostru, hai să-i... Ai luat-o la ce? La guvide? La guvide, hai să-i liberăm! Ha. În neacu! Ce drăguț e! Mai avem un pic de strâns. Aici avem sace de gunoi. Lansetele, trebuie să le strângem. Și cam așa arată locul unde am campat. Am un sac curat. Și punga asta urmează să luăm. Să vedem și malul. Malul unde am pescuit, unde ne-am simțit bine, unde am admirat frumoasa natură, trebuie lăsat curat în urma noastră. Ca fiecare când vine să se bucure de locul acesta. Minunat! Văd că vecinii noștri nici ei n-au avut activitate azi noapte. Singurii care au avut activitate au fost ceilalți de după, cei de aici. Au prins un crab foarte mare, ați văzut, l-am și filmat. Am înțeles că în zona aia sunt niște buduci și este foarte adâncă apa și se pare că stau acolo. Să ne luăm încă o dată la revedere de la frumoasa Dunăre. Superb, ne-am simțit minunat, minunat în compania prietenilor. A fost foarte, foarte frumos. O să ne fie dor de vremea asta frumoasă. Urmează iarna. Gata, sejurul nostru la Dunăre s-a terminat. Plecăm acasă. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, să ne dați și nouă un like. Să vă abonați la canalul nostru de YouTube, este gratuit. Și ce să vă mai zic? Până data viitoare, vă urez fire întinse la toți! V-am pupat! România este superbă!